Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi voiam să vă arăt cum am câștigat un meci de Fortnite fără să vreau. N-am avut nici foarte multe kill-uri, dar s-a meritat meciul. O să dau pe la minutul 9. Pe aici începuse mai mult bătaia. Aici venisem eu cu barca și mă postem. N-aveam ce să fac. O să dau sound-ul puțin mai încet pentru că se aude foarte tare. Gata. Așa, și acum mă enervasem că îmi luase heal-urile, îi spuneam să ia default-ului, îi spuneam să ia mini-urile, dar ea nu le lua deoarece e default cel și nu știa foarte multe, spărgea copacii de-a-ntregul și nu e bine să spargi copacii de-a-ntregul pentru că te localizează playerii. Hai că o să dăm puțin mai în față. Mai dăm puțin. Aici când ajunsesem la Risky Reels, în ghilimele. Aici eram, spăgeam niște mașini, gen. Luam multe chesturi, deoarece aici în Risky este lor pentru tot squadul, pot să faci arme epice aici. Ai și în acesta din care îți dai upgrade la arme. Mie mi se pare că a fost un meci foarte bun și la final, nu vă spun ce o să se întâmple, dar vă dau un mic indiciu. A fost victory. N-am băgat niciun dans pentru că erau destul de noob. Aici sunt pe alt cont de-al meu pe care îl împart cu doi băieți. Și apropo, abonați-vă la să vă abonați. Apăsați clopoțelul, dați un like, share, să vă arăți și prietenii voștri. Să putem ajunge la suma de 50 de abonați. Mai avem 30 de abonați și ajungem la 50. Aici mai farmam puțin, deoarece era destul de mare scrimul, era, uitați zona, cum era, și mai eram 11, era un mini scrim. Așa, vă las să urmăriți până la final și din când în când o să mai comentez și eu. Contul ăsta de pe care mă jucam avea multe skin-uri. Gen avea vreo 20-21, avea fisticul nou, minerul, mai era și dinamo, după cum vedeți, ambele starter pe cur noi, mai are sezon 8 full, în afară nu are pe lux și nu are totul maxat, are battle pass-ul ăsta. Are multe pichețuri, are pelerine. Aici începe acțiunea, aici începem noi să ne batem mult. Aici farmam că n-aveam materiale, aveam 400 din fiecare. Și nu mi-ajung 1200 de materiale la scrimul. Și aici
Nu prea mai era Scream, deoarece mai eram 7 playeri. După cum vedeți, eu mă uitam să nu fie player, să ne luăm snipe. Mai erau 2 playeri. Unul murise. Aici lăsasem bandajele, voiam să iau semezie, dar am văzut flopării. Și am crezut că poate o să joc la Hill of. Și aici se termină meciul. Bam. Cam atât cu acest episod. Vreau doar să vă arăt că se poate face win fără să vrei. Eu mă găsesc un meci de încălzire, e primul meu meci pe ziua de astăzi și nu prea e logic să dai win direct de cum intri, dar totuși mi-a plăcut că am reușit să dau. Și dacă ajungem la suma de 10 like-uri, o să vă arăt inventarul ambelor conturi. Și v-am lăsat.